Și în ajunul intrării în postul propriu zis al Paștilor sau postul cel mare. Suntem în duminica izgonirii lui Adam din Rai. Greu cuvânt, izgonire. Cutremurătoare faptă, izgonirea. Suntem în duminica în care ne întâlnim sau ne-am întâlnit cu Adam cel căzut și decăzut și care pentru păcatul săvârșit plata a luat izgonirea lui și alungarea lui din Rai. Viața noastră este între două cuvinte ale Mântuitorului așezată și adresate nouă. Vino sau du-te. El ne cheamă pe noi, pe fiecare, în nenumărate rânduri și în diferite situații, să venim. Și așa va face până la a doua sa venire, la judecata cea de obște. Cu răbdare și cu încredere și cu nădejde, va crede și ne va aștepta și ne va invita pe noi să venim. Iar la a doua sa venire, în slavă, ca judecător drept și nemitarnic, unora le va spune, veniți de binecuvântați în Împărăția lui Dumnezeu, cea gătită vouă încă de la facerea lumii, Împărăție în care și Adam s-a bucurat și a stat în Rai și a sălășluit până la izgonirea sa de acolo, iar celorlalți de-a stânga le va spune, plecați sau duceți-vă de la mine, blestemaților. În iadul cel mai de din afară, acolo unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Va să zică, între vino și du-te stă viața noastră. Adam în Rai s-a bucurat de Împărăția lui Dumnezeu și de mângâierea Preasfintei Treimi. A fost acolo așezat și chemat pentru a trăi pentru totdeauna. Spre a trăi pentru totdeauna. Numai că el a săvârșit păcatul neascultării. Și atunci Dumnezeu i-a spus, du-te. Și l-a izgonit. Când și noi săvârșim păcatul neascultării, cred că toți am încercat acel sentiment al îndepărtării și înstrăinării noastre. Simțim cum ne îndepărtăm de Dumnezeu, aievea, și cum ne înstrăinăm de El la propriu. Oricare dintre noi cred că a trăit acest sentiment plin de tristețe și de mâhnire al izgonirii. Atunci când cineva care a ținut mult la noi, sau și noi am ținut mult la el, greșindu-i, ne adresează cuvintele grele, du-te să nu te mai văd, să nu te mai văd, să nu mai aud de tine. Du-te, piei, să nu te mai văd. Du-te din fața mea. Și am vrea să reparăm greșeala săvârșită și să ne reabilităm, să ne restaurăm noi, să revenim în starea cea din tâi, cea normală și cea firească pe care și Adam a avut-o înainte de cădere și pe care și noi oamenii vrem să o avem înainte, să fim la fel ca înainte de săvârșirea păcatului. Și iată că de mâine începând, de fapt de astăzi, de când încep, iată și deniile, dar de mâine când vom participa cu toții la canonul cel mare, odată cu Sfântul Cuvios și Mărturisitor Andrei Critianu, vom spune și noi, precum odinioară vechii, drepții Vechiului Testament,
plecând de la Adam până la ultimul din Vechiul Testament, toți pomeniți în canonul cel mare, vom spune și noi, plângându-ne faptele noastre cele nevrednice cu amar, miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă. Intrăm în postul cel mare. În această seară este Duminica Iertării. Toți, dacă nu vom putea participa la Vecernia Iertării, care este o slujbă deosebită, atât de frumoasă, în rânduiala bisericii noastre, măcar acasă, să ne cerem iertare unii altora, ca să pornim cu dreptul în post și să punem început bun în postul ce urmează. Avem toate motivele să ne cerem iertare unii altora și mai ales lui Dumnezeu prea bunul și prea sfântul, căruia i-am greșit cu voie și fără de voie, cu știința și fără de știință, atât de multe și atât de mari. Și deci noi suntem chemați astăzi, în această seară, să ne cerem iertare lui Dumnezeu, părinților noștri, părintelui nostru duhovnicesc, părinților noștri spirituali, adică nașilor, și tuturor celor din casă, din familia noastră, din neamul nostru, și să intrăm mâine în post, în rugăciune, în metanie, în închinăciune, odată cu canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu. Multă lume spune că nu poate posti. Cum să poste? N-am cum. Am o viață stresantă, am mult de alergat, am multe pe cap, am multe probleme de rezolvat. Acasă, la serviciu, la stânga, la dreapta, la deal, la vale, n-am cum să postez. Dacă în această seară ne vom cere iertare unii altora, punem deja început bun vieții noastre și deja se poate întâmpla o schimbare în viața noastră. Și poate fi o primă treaptă a postului și a postirii. Dacă în zilele ce urmează, pe lângă postul de bucate, vom împlini și postul de păcate, prin ce? Prin faptul că vom vorbi mai puțin și ne vom gândi mai mult. Prin faptul că ne vom enerva mai puțin și vom avea răbdare mai mult. Prin faptul că ne vom ruga mai mult, inclusiv în trafic, cu rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și ne vom enerva mai puțin și vom înjura mai puțin pe cei din trafic. Prin faptul că vom mânca mai puțin și vom bugeta mai mult. Prin faptul că ne vom înfrâna la ceva care ne este destul de apăsător, copleșitor în viața noastră. Bună oară, cunosc un prieten care, el în postul cel mare, nu mai bea atâta Coca-Cola, Pepsi-Cola, că el era consumator feroce de așa ceva. Altul nu mai consuma ciocolată. Pentru el deja era o lucrare a voinței sale de a se dezbarasa și despovăra de acest lucru care îl domina, sub dependența căruia se afla. Consumatul băuturii Coca-Cola și a ciocolatei. Și ușor, ușor, omul, cultivându-și voința în acest sens, s-a lăsat și n-a mai consumat acestea. Pe altul îl știu, fumător. În post a redus din țigări. Așa încât un pachet îl fuma în 2-3 zile, nu într-o zi. Și ușor, ușor, după mai mulți ani, tăind de la rădăcină acest viciu, astăzi nu mai fumează deloc. Iată cum postul ne pune pe noi în exercițiu. Și ne pune pe noi să ne înfrânăm și să ne abținem de la ceea ce ne domină pe noi. Și ne este nouă, practic, nefolositor.
Ba mai mult, potrivnic, ne este ceva negativ și dăunător în viața noastră. Fie că e vorba de fumat, de băut, de mâncat ceva anume, alții au, mai știu pe cineva, o persoană extrem de pontoasă altfel, care spunea bancuri la tot pasul. Și i-am spus, și el zice, cum să postez pe dragă, de mâine nu mai spui bancuri. Și n-am mai spus bancuri. Azi, mâine și răspoi, mâine și ușor, ușor omul s-a lăsat. Pentru că spunea bancuri și vrute și nevrute și verzi și uscate. Deci, postul trebuie să ne pună pe noi în îndreptare și în așezare firească vis-a-vis de lucruri care ne distrage de la așezarea noastră firească sau normală. Și fiecare avem un viciu, o patimă, o slăbiciune, o neputință. Ei, cu aceea trebuie luptat în primul rând în perioada postului. Iar postul trebuie să fie un început care să ne asigure nouă o continuitate. Înmulțind apoi rugăciunea și toată fapta cea bună, vom simți că prin cele două aripi ale postului, rugăciunea și milostenia, ne apropiem încet, încet, dar sigur, de Dumnezeu. Ori ne reapropiem de El. Ne întoarcem și reîntoarcem la El. De aceea nu trebuie să ne descurajeze această perioadă, că pe unii stei, trebuie să postez, să fac, să dreg. Nu așa. Trebuie privită această perioadă ca pe o șansă pe care Biserica și Dumnezeu, prin Sfânta Biserică, ne-o dă în fiecare an spre îndreptarea și întoarcerea noastră. Dacă oamenii în perioada aceasta s-ar lăsa, ori s-ar înfrâna, s-ar abține de la un viciu pe care l-au, cu siguranță, după Sfintele Paști, când nu se cade, nu se cuvine a recidiva și a te întoarce la viciul pe care l-ai lăsat și a zice, acum poți să recuperezi că a trecut postul, a venit Paștele, nu așa. Deci dacă fiecare dintre noi în perioada aceasta am renunțat la un viciu care ne ocupă multă vreme și timp și energie în viața sau din viața noastră, cu adevărat veți vedea și vom vedea cu toții la sfârșitul postului roadele sale în viața și în viețuirea noastră. Care este bucuria Sfintelor Paști dacă și în această perioadă ai trăit ca înainte? Adică nu s-a schimbat nimic și nu ai schimbat nimic și nu te-a schimbat nimeni și nimic. Care este bucuria? Faci totul doar dintr-o perspectivă ritualistă, că așa se cade, că așa e obiceiul, că așa e tradiția. Și în noaptea de Paște, în ziua de Paște, după aceea mănânci, bei. Dar de fapt asta ai făcut și până atunci. Mai sunt oameni care, de bună vestire, ori de florie, bună oară, zice, azi mănânc pește. Dar zic, până acum, în perioada aceasta ai postit? Nu. De atunci la ce mănânci pește? Că peștele este pentru cei care postez. Pentru cei care până acum s-au înfrânat de la produsele de carne și de lactate. Vedeți? Sunt oameni care nu pot renunța sau nu pot renunța dintr-o dată la alimente, la unele alimente. Unii poate au chiar regim medical. Fiecare este chemat să țină postul în limitele puterilor și putințelor lor. Și în limitele putințelor și neputințelor lor. Dar postul, în primul rând, trebuie să ne pună în activitate și în mișcare voința și dorința de a pune început bun. Și atunci, cu adevărat, vom vedea roadele cele folositoare și de viață dătătoare ale postului. Așa încât bine este pentru cel ce ține post și de alimente. Mare lucru este și multă voință trebuie, mai ales într-o lume a consumerismului, când găsești de toate peste tot. Dar mare lucru este pentru cel care în această perioadă se luptă cu el însuși, cu egoul său, cu orgoliile sale, cu mândria sa, cu vanitatea sa, cu
cultul personalității sale și a imaginii sale proprii și să zbate și să străduiește, să nu mai fie atât de nervos, să nu mai fie atât de mândru, să nu mai fie atât de vanitos, să nu mai fie atât de răzbunător, să nu mai fie atât de orgolios și atât de prețios și de pretențios. Cine mi-s eu? Cine-i ca mine? Cine sunt eu? Și în această perioadă să fie altfel, să se lupte să fie așa cum trebuie să fie sau cum poate chiar a fost cumva. De aceea, toată această perioadă din anul bisericesc este una a pocăinței și a plângerii păcatului cu părere de rău și cu regret sincer, inclusiv în slujbele bisericii. De aceea asistăm la Denii, de aceea asistăm la Canonul cel Mare, de aceea facem metanii, de aceea rostim în perioada aceasta rugăciunea Sfântului Efrem Siru, Doamne și Stăpânul vieții mele, și așa mai departe. O perioadă pedagogică de întoarcere și de îndreptare a noastră. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca această perioadă în care suntem chemați să trăim în duh de pocăință, venind și spovedindu-ne păcatele noastre, mărturisindu-le și cerând dezlegare de la Hristos Domnul prin Părintele nostru duhovnicesc, să fie, deci, pentru noi, pentru toți, cu adevărat, o vreme a întoarcerii, o vreme a răscumpărării și restaurării noastre, ca astfel, în noaptea Sfintelor Paști, când vom cânta și saluta, o rosti cu toții, troparul învierii și salutul pascal, Hristos a înviat, cu adevărat, când vom răspunde adevărat a înviat, să înțelegem și să trăim aievea sentimentul învierii lui Hristos și în viața și în viețuirea noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.